Cântărețul de muzică populară Neluțu Trandafir se îndrepta spre Târgu Jiu când într-o curbă i-a apărut un automobil ce intrase pe contrasens. Deoarece asfaltul era umezit de din soare, niciunul dintre șoferi nu a putut evita impactul, mașinile lovindu-se frontal. Atât ei, cât și pasagerii nu au putut să iasă fără ajutorul echipajelor de descarcerare. La fața locului au ajuns 5 ambulanțe, dintre care una smurd și un echipaj de pompieri. Artistul gorjan a fost scos cu greu din mașina avariată, deoarece avea picioarele imobilizate în urma unui accident mai vechi. Cele 4 persoane rănite au fost transportate de urgență la spital, iar pe numele șoferului vinovat a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați în apelul 112 de un participant la traficul rutier despre faptul că pe drumul național 67D, comuna Runcu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat de 68 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 67D în localitatea Răchiți, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune laterală cu un autoturism ce tracta o remorcă condus de un bărbat de 50 de ani din municipiul Târgu Jiu. În urma impactului, a rezultat rănirea celor doi conducători auto, precum și a unei femei de 45 de ani, pasager în primul autoturism. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotez, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Neluțu Trandafir a mai suferit un accident similar acum 26 de ani când conducea un camion, iar în față i-au apărut mai mulți copii. Încercând să evite, cântărețul de muzică populară a tras de volan izbindu-se de un stâlp. De atunci, acesta a rămas imobilizat în scaunul cu rotile.